Uite, o chestie la care mă tot gândesc, mai ales în perioade de-astea de campanie, deci practic tot timpul. N-avem mă și noi un om, dar unul măcar în toți acești 30 de ani care a încheiat-o cu politica și pe care oamenii să regrete. Adică să regrete 50-60% dintre români, nu trei amețiți, asta vreau să zic. Să avem și noi un om politic căruia să-i fim recunoscători. Bă, da, ăla e cel care ne-a luat dintr-un mare rahat și ne-a trecut la un cu totul alt nivel. Nu știu, a modernizat școlile, a reformat, a construit 10 spitale mari, 7 autostrăzi. N-ai pe cineva de care să se lege niște mari realizări. Realizări pentru care să fi luptat zi de zi. Și nu mă luați cu UE, cu NATO, astea au fost așa un soi de efort comun și un tip de inerție, așa, mergeam spre ele, s-ar fi întâmplat oricum. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. România va deveni țara prosperă, demnă și liberă pe care ne-am dorit-o cu toții. Am învins! Milioane de români din țară și din diasporă au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală. Ar fi tare așa, mă gândeam, să ai un politician ajuns la o vârstă venerabilă care atunci când vorbește stau ceasurile în toată țara, își țin și copiii de țâță respirația. Nu știu cum vedeți voi viața politică, dar eu am impresia că totul e infinit de copilăresc. Serios, totul e la nivel de oameni care cu mari dificultăți au terminat o școală profesională și au pretenția să conducă o țară. E plin de voci pițigăiate care habar n-au pe ce lume trăiesc și care vorbesc cam la fel. Se acuză de aceleași lucruri, au aceleași așa zise proiecte. A, toți mă construiesc, toți sunt cinstiți, toți sunt altfel. Altfel, da. Chiar dacă fac aceeași politică, trebuie să spună că fac altfel de politică. Că nu cred că l-ați văzut pe vreunul care să spună: domne, eu îmi bat picioarele, eu vreau să fac politică așa cum s-a făcut și până acum, eu nu vreau altfel chestie de asta. Ia, luați aici mare lider. Niciun municipiu, reședință de județ, condus de către un primar, făcând parte din Partidul Social Democrat, nu a primit niciun ban. Noi nu vorbim de banii lui Orban, nu vorbim de banii președintelui Iohannis, vorbim de banii noștri și ai mei și ai dumneavoastră, pe care vremelnic îi gestionează primul ministru al României, pe care în loc să-i direcționeze către adevăratele probleme ale românilor și prioritățile românilor, i-a folosit pentru a cumpăra primari sau parlamentari. Nu s-or fi sătura, mă, și ei aceeași eternă poveste. Guvernul dă bani cui vrea. Partidul care guvernează se folosește de bugetul statului ca să câștige alegerile. E absolut ilegal. Exact cum au făcut toți, dar toți fără excepție. Asta a făcut și PNL acum. Știu primari la care liberalii au mers cu lista de lucrări ce urmează a fi finanțate de la buget. Mesajul a fost clar: treci la noi sau nu mai vezi niciun obiectiv de aici finanțat în următorul mandat. Da, asta numesc ei politică. Desigur, nu s-au născut procurorii pe care să-i intereseze astfel de subiecte. Ai aici toate infracțiunile din codul penal. Pe de altă parte, Ciolacule, vom arăta noi duminică la Starea Nației Special cum a luat PSD aproape toți primarii din țară în trecut, violând legi, Constituție, bun simț, tot. Nu ți-e rușine să deschizi acest subiect? Liberalii fac acum ce ați făcut și voi. Sigur, sunt la fel de nemernici, dar lasă-ne pe noi să spunem asta, Ciolacule, nu te mai da curat. PDSR obținuse la alegerile locale din anul 2000 numai puțin de 35,5% din mandatele de primar. În 2001 însă, socialdemocrații dețineau deja 53,6% din primăriile din țară. În 2003 procentul urcase la 64,4%. În doar 3 ani partidul aflat la putere își dublase numărul primarilor fără să treacă prin alegeri. Peste 1200 de primari au migrat la vremea respectivă. Da, o emisiune întreagă despre traseism. Să înțelegem mai bine cum au profitat toți și cum și-au dat legi doar pentru ei.
Va fi duminică de la 10 fix aici, la Prima TV, la Starea Nației Special, un proiect jurnalistic comun, Starea Nației de la 0.ro. E al dracului de obositor să-i vezi hoți și proști an de an, an de an. Ce face Orban acum este ce a făcut și PSD în fiecare an, după fiecare tur de alegeri, înainte de fiecare tur de alegeri. Îl mai văd acum pe Ciolacu, țipă pentru măriri, la profesori, pentru pensii. Ursulainen, păi de ce când ați fost la putere v-ați ocupat cu nenorociri și nu cu lucruri de-astea serioase? 3 ani ați fost la putere cu o supermajoritate. Ați ales calea lui Ciordache, Nicolicea și Dragnea. Așa că mucles măcar o vreme. Provocați greață pe sediștii, da? O nouă cifră record de infectări cu virusul SARS-CoV-2 și un număr semnificativ, din păcate, de decese provocate de COVID-19 la nivel național. Pandemia este încă departe de a se fi încheiat. Și da, da, totuși, n-o zic eu, președintele a spus-o. Trecem prin cea mai nasoală chestie de la al doilea război mondial încoace. Și chiar nu reușești, tăticule, ca președinte, să creezi un consens național pe 2-3 idei? Achiziții, nu pentru arme, buget, nu pentru armată, școală, mă! Dar nu despre cum să folosești armele. Nu poți să-i adun pe toți în jurul tău? Păi dacă nu poți, nenea, asta spune despre matale că ești un lider foarte slab. Când ești puternic ca președinte, ca dita mai liderul regional, ca așa o arzi matale, nu? Nu te ocupi să-i stropești mereu pe unii cu rahat. Zic toate astea pentru că vin iar alegerile și am așa o impresie de asta de viață în buclă. Am mai trăit asta cu aceleași acuzații, cu pomenile astea, cu aceleași urlete, cu același traseism. Nimic schimbat, nimeni care să se ridice deasupra celorlalți, astfel încât să zici, bă, da, uite ce zice nenea ăla, e într-un mare fel. Mă rog, e posibil ca după 30 de ani de stat cu capul în demența asta să avem și noi pretenții prea mari, nu?